Pandur și Mureș, două dintre multele străzi din municipiu care n-au văzut asfalt încă de la înființare, dar care în ultimii ani s-au transformat în veritabile șantiere de lucru. Exasperați de modul în care sunt făcute lucrările de canalizare, locuitorii zonei au apelat la Valahia TV pentru a spune oful. Oamenii afirmă că problemele au reînceput odată cu astuparea gropilor de la o serie de lucrări la sistemul de canalizare. Din cauza ploilor din ultimele zile, pământul a cedat, producând capcane atât pentru trecători cât și pentru vehicule. Cu o lună de zile au făcut săpături pentru canalizare, de atunci s-a astupat cu pământ, simplu pământ, când plouă să fac crater. A fost un mare crater aici, a venit astăzi cu o volă cu pământ, a umplut groapa cu pământ și când se ducă încolo s-a surpat tot pământul. Asta se întâmplă la noi pe stradă. O stradă la care, strada Mureș, pe care se poate circula numai cu bicicleta. Ea se poate de 3 ori, bacă au greșit cotele, vine mai sapă o dată, mai ne pune nițel pământ, acum mai vine cu vola, mai pune puțin pământ, s-a astupat groapa. Toată apa ne intră în curte. După această ploaie, nu este nicio scurgere, nu mai știm ce să facem. Trimiși la fața locului să remedieze problema, reprezentanții firmei care se ocupă de acest lucru sunt acuzați de locuitorii din zonă că nu-și fac treaba cum se cuvine și că, în loc să stabilizeze drumul, îl denivelează și mai rău. Domnii care au venit cu vola ne-a spus că așa e normal, să lase pământul. Probabil așa se poartă acum, e normal să se lase pământul. Străzile Pandur și Mureș sunt incluse în proiectul APA Service de reabilitare și modernizare a rețelelor de apă și canalizare din municipiu, iar de lucrări se ocupă o firmă privată. Directorul SC APA Service, Violeta Năiță, a declarat pentru Valahia TV că a luat legătura cu firma care se ocupă de lucrări și că problemele vor fi remediate. Până la sfârșitul zilei de astăzi sau cel mai târziu marți, problema va fi remediată. Din cauza ploilor, pământul cu care au fost astupate gropile s-a surpat și este nevoie de tasare. Va fi adus alt pământ care va fi compactat, după care va fi pusă și piatră, a spus Violeta Năiță. Aceasta a declarat că în momentul în care cetățenii observă orice gen de nereguli în urma lucrărilor de apă și canalizare, să sesizeze societatea pentru ca acestea să fie remediate.